Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată-ne la stupină. De fapt, haideți să mărturisesc că am alergat o fugă până acasă. Uitați-mi să iau cardul la cameră pentru filmare. Și chiar m-a și sunat cineva din DEV, am înțeles. Și îmi spunea, zice, domn profesor, știți, eu sunt persoana care v-am rugat pentru doi biostupi acum nu știu cât timp. Dacă v-am amintit, sper că nu, ca târziu, eu să rămân fără... Nu mai mi-amintesc. Sigur îmi amintesc. Atâția cât m-au sunat. Cert este un lucru. Acum suntem la egalitate de șanse și primul venit, primul servit. Asta este ideea. Acum am venit, de ce am alergat, dragi, să vă spun în ce stadiu mă aflu. Să aflu un pic de... Avem un pic. Să spunem... de cules un pic mai mult. Adică mai mult în sensul că eu nu m-am așteptat să am așa un cules. Și aici în față se află cele două mătuțe. Am spus cu tehnologia pe care am aplicat-o pentru opțiunea mătușilor de timpuriu. Mătuși care la ora asta ouă sunt puținele să spunem roiuri care în clipa asta s-au și apucat de ouate. Ea este o mini-familie, abia așteaptă să fie dezvoltată, numai că pocinogul este următorul. În clipa asta s-a și blocat. Iată asta aici, asta de aici. Vedem acum, vedeți când deschid acum, sunt curios și eu să văd ce se întâmplă, dar am primit semnalul ăsta de ieri, când mă umblam la câteva dintre ele. Să recapitulăm. Deci în spate se află matca de anul trecut, care a fost trasă în spate. Ea a fost cea care a generat pe cele de două. Inițial a fost în față, acolo, o singură familie. Am tras-o în spate și a continuat activitatea. Acolo am obținut cele două mărți din ea, care la ora asta o spuneam cu ouă. Iată ea aici și-a făcut treaba. Haideți să vedem cum ce stadiu se află. E complicat că nu cresc o singură mână, dar eu sper să mă descurc. Cel mai grav lucru este aici, acum, să nu apară accidente și să risc să pierd... Da, uitați, acesta a fost un făgurel cu celule mari pentru trântori. Am colectat un rând de trântori, deci am făcut așa de parazitare. Ea a cules, a crescut al doilea și acum ce credeți că a pus aici? A pus miere. Am de gând acesta să-l tai, dar nu pot să fac în același timp să vă arat. Voi vă arăta în cutiuțile care le-am luat, încât făgurelul ăsta, cel care ajunge, ia biostupul, îi dau și făgurelul. Da, deci asta ar fi situația aici. Nu am matca, m-am uitat acum cu grijă să văd dacă nu am matca pe aici undeva. Și o să pun undeva rezemată. Deci m-am uitat, matca nu mai vine acum. Să vă spun și de ce, pentru că văzut că nu-i pregătit de nicio celulă, totul este blocat cu miere, așa că nu-i încântat să ajungă pe aici. Să încercăm să înaintăm, să vedem cum stau ramele cele care sunt acum. Deci, matca, știu că am mai cules ceva de aici, dar iată, rama asta e destul de grea. Ia uitați-vă, dragilor, cum arată rama asta. Hai, așa. Da, uitați-vă și voi cât de frumoasă este. E un spectacol. Deci coronița, iar unde a ieșit o albinuță, imediat a și băgat. Asta e momentul de blocaj, așa arată blocajul. Deci cum ecluzionează, cum bagă imediat. Matca beata de acum se învârte cu tristețe, așa. Zice, unde să mai... De aceea urgența asta.
care vedem aici la toate familiile. Simte, e păcat acum de câtă dragoste are matca să facă treabă și cum acum stă blocată. Te așteaptă pe tine, pe tine cel de la Deva, pe tine cel de la Galați, sau de oriunde fi tu, te așteaptă să iei aceste familii, trei în unu, și cu însoțită de cel puțin 5 lădițe, nu? Că sunt 6 de fapt aici, sunt 6 familii la ora asta, în cele 3. Să le poți dezvolta, până în toamnă ai tot timpul, dragul meu. Deci ai tot timpul să faci din ele familii pline, familii puternice. Da? Iată, să tragem și pe cea de-a doua ramă. Asta a fost o ramă. Ia uitați ce a făcut să fac. A băgat-o cu nectar. Asta a făcut. Ce să fac matca în condițiile astea? Se mișcă și ea tristă. Da. Asta este. Asta nici nu putem scoate acum, că nu e căpăcit, dragilor. Deci iată cum te așteaptă pe tine. O iei acasă și ți-e extra și mierea. Da? Deci în ramele acestea care n-au niciun pic de puiet, merită urgent extrase. Repet, asta o faci tu acasă. Ce fac eu? Pe cele care le găsesc căpăcite și blocate, extrag. Extrag eu. Da, extrag eu, pentru că ce să fac? Să îi deblochez, să dau o șansă. Dacă puietul acolo mai aștept să mai ecluzioneze, iată din nou o ramă foarte frumoasă cu puiet. Da? Și tot aceeași chestiuni. Ori de unde iese un pic, o albinuță, imediat, vedeți cum. În urmă, o și băgat nectar. Deci în urmă bagă nectar. Blochează tot. Rama asta rămâne pentru tine, nu? Pentru albin, pentru familie de aici. Și acum, când o vedem rama așa cum o vedeți voi, trebuie să țineți cont că este vorba de situația asta când parte din albinii la câmp. Da? O mare parte din albină. Așa. Acum, deci asta e matca de anul trecut. Da? Spune mai clar. Matca de anul trecut, care mi-a generat pe cele două din față. Așa. Să vedem ce a făcut aici. Aici am băgat o foaie. Deci am mai scos de aici două rame cu puiet la un moment dat. Mai mult să puia, că altfel nu se bloca. Să văd dacă aici matca a avut șansă să vină și ea să pună vreun ou. Da, a avut. Partea asta de jos, de major. Nectarul este aici sus. Sper că o permiteți cu ce știi. Iar s-ar putea să fie matca, să o găsim pe aici, pe undeva. Iar, deci a fost o foaie, am pus-o. Ce să vă spun? Crește perfect, numai celulă de albină, numai celulă de albină, până sus, pentru că a avut, ia uitați și marca asta, vă spuneam că e cu galben, e marcată cu galben de anul trecut, ea este hrănită în funcție de câtă nevoie de o atare albină. Da, și aici, foarte, rămâne puțin de tot, e trist, observați și voi, într-adevăr așa este. O pun repede jos ca să nu cumva să fac o greșeală, dragilor. Deci, ați văzut ramele acestea care le-am găsit acum, ultima ramă de aici, să vedem din cuibul ăsta. Vreau să vedeți complet din cele 5 rame, deci una am găsit-o plină cu nectar. Da, ați văzut-o și voi. Îți vedem asta la altă cu ce este. E mai grea decât toate. Da. E, dacă asta are și început de căpăcit, da, e full. În partea de sus a început să căpăcească, dragilor. Și trebuie să vă spun că pe asta hotărăs să o iau, pentru ca să-i bag o altă ramă la... Ca altfel, dar e greu, are 4 kg.
Iată și cu, am băgat degetul și o curs o picătură. Deci v-am arătat matca bătrână ce mi-a putut face. Și a organizat și a treaba. Am mai mulți vreo două sau trei rame de puie până acum. Acum nu stau pe gânduri. Și cum vă spuneam că am și extras. Am mergem la mașină și să luăm o ramă care a fost dată la centrifugă. Pentru cei care vin, am să mă gândesc să le ofer și un bonus și o parte din mierea pe care am extras-o. Da? Deci aici sunt ramele care au fost extrase. Așa. Și ce fac eu acum? Iau o ramă, dragilor, și o pun în locul celei care, da, în locul celei pe care o am să o scutur. Tot ce fac acum este ca și o lecție pentru cei care își iau biostupul. Ce trebuie să facă ei? Ei trebuie să desfacă, adică tot nucleul ăsta, și din spate, și din față. Două din ele trebuie să le ducă neapărat în două lăzi. Da? Două din ele. Și ca să fie treaba corectă, dragii mei, înainte ai ajuns pe poziții, i-ai închiș dimineața, atunci ai dat drumul la albin noaptea când ai ajuns sau spre dimineață, depinde cum ajungi. Când ai plecat, deci de seara trebuie să pleci la mine și când ai ajuns acolo dimineață, deci au fost date drumul și dimineață nu faci decât să iei două, înainte de a zbura albina, să facă zborul de orientare, în două lăzi te duci repede, cu două nuclee, stânga-dreapta. Și atunci să rămâne spațiu și dai drumul la crescut. Și pe măsură ce vezi că făgurelul crește acolo la hrănitor de desubt, adaugi o ramă, adaugi o ramă, funcție de asta. Acum, deci, nu stau pe gânduri și punem, vă amintiți că era pe asta rama aceea, foaie pe care am întâlnit-o și care era ce fac cu ea. O pun chiar lângă margine acum, deci încep cuibul cu ea. Pun pe urmă rama asta, dragilor, care m-a dus-o acum de la mașină, o ramă foarte bună, bună de ouat. O pun și o lipesc de asta, de rama aceea care era marca. Dacă nu las cu multă grijă, albina este potolită, te joci cu ea. Dar nu agresa, nu agresa albina, că e încurcat. De aceea, dragilor, acum am scutur rama aceea și pe urmă celelalte le pun la loc. Deci în spațiul ăsta care l-am acum, dintre rame, cele patru rame, voi scutura pe rama care am propus, am promis. Ce să fac? Închid așa, asta și până la celălalt nucleu, pentru ce cercetăm, o să vedeți în continuare. Continuăm.